Școala de fotbal Athletic Slatina are copii talentați, iar unul dintre ei a ajuns recent în fabrica de fotbaliști a lui Hagi. După o perioadă destul de mare în care s-a antrenat sub îndrumarea lui Dan Baciu, Robert Florescu a participat la o selecție și a fost admis cu brio. În primul rând sunt foarte fericit că am putut să ajung aici după foarte multă muncă și s-a meritat tot acest timp în care am jucat fotbal. Au fost diferite probe, iar la final apărea un rezultat și era admis sau nu era admis. Apreciez mai mult jucătorii care joacă la nivel înalt. Cine? De exemplu Zlatan Ibrahimović sau Messi sau Neymar, cam acestea sunt jucătorii. Antrenorul Dan Baciu este mândru de reușita elevului său pe care îl are sub îndrumare de la 6 ani și jumătate. A progresat de la an la an și drept dovadă a ajuns în momentul acesta să fie unul din copiii foarte buni de 2002. Nu vorbesc doar pe zona noastră, pe țară. Drept dovadă a ajuns să fie luat la Academia Hagi. Pentru mine este satisfacția foarte mare că un copil care a fost sub îndrumarea mea ajunge să fie în elită. Asta e doar satisfacția morală. Satisfacția bănească nu contează pentru că pe noi nu ne interesează acest lucru. Noi ce facem aici la Athletic Slatina încercăm să facem pe termen lung. Tânărul fotbalist Robert Florescu spune că și-a dorit dintotdeauna să facă sport, iar fotbalul este singurul care i-a plăcut. Însă nu s-a gândit niciodată că va ajunge așa de departe.